Petrolul Rapid a avut și partea lui frumoasă. Înainte de joc, suporterii ambelor echipe erau amestecați la casele de bilete, printre ei familii cu copii, dar și fostul basketbalist Cătălin Burlacu. Gigantul a făcut ordine la punctele de vânzare, deoarece unele persoane vroiau să intre în față. Atât Rapid cât și Petrolul merită ajutate, deci toată lumea care vine să stea la rând, să-și ia bilet și de ce nu să sperăm într-un succes de promovare a ambelor echipe la sfârșitul acestui sezon. Pe tata cu mâna, zi! Lu, 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 cum faci tatitul, ia! Lu, 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 e rușinos! Fanii ambelor echipe sunt de mult în prima ligă. În tribune, ei și-au pus în valoare creativitatea și inventivitatea atunci când vine vorba de un meci Petrolul Rapid. Scenografii ironice, mesaje despre tradiția acestui joc, pirotehnie și susținere puternică. Față de sezonul trecut, în primul 11 au supraviețuit doar Olaru, Nini Popescu și Arnăutu. În rest, jucătorii noi, toți debutând într-o atmosferă incendiară. Atmosfera a fost foarte, foarte frumoasă și ne bucurăm că suporterii sunt alături de noi și îi așteptăm la fiecare meci. Tașce meci de tradiție frumos, au fost 5-6 mii de oameni în tribună. Eu sunt mulțumit de ceea ce s-a fost. A fost ceva fantastic, adică două galerii foarte frumoase, chiar cele mai frumoase din România. E foarte frumos să joci public în spatele tău, adică e o senzație foarte plăcută. La final, Grozavu și fotbaliștii săi au urmat ritualul de pe arena petrolistă. Au salutat publicul, după care jucătorii petroliști și rapidiști și-au urat să se revadă cât mai repede în prima ligă.